facem acest vlog, prieteni. Suntem în orașul Strehaia, județul Mehedinți. Cel mai tare oraș. Oraș unde l-a pus domnul Leo pe hartă. Mulțumesc, domnul, că dacă recunoști. Da. Deci chiar mergem în orașul Strehaia, mergem acasă la patroana să o luăm cu noi. Pentru că mă va duce la gară, prieteni. Vreau să plec de aici, în Strehaia, cât mai repede. Să plec cât mai repede, să urc în tren și să plec. Plec cu trenul, că mașina nu-i făcută, e stricată, s-a stricat la service. Trebuie să-mi dea patrona 50 de milioane să o fac. Vedeți, asta e Strehaia. Mergi să o luăm pe patrona? E, stai să vedem așa ușor, să vedem casa asta mare cu e. Că nu mai știu, dă-i mai în față, dă-i mai în față, frate. Ia vedeți, fraților, casa asta mare, a cui e? A cui e casa asta mare? E al lui Leo de la Strehaia. Dei. Acolo s-o luăm pe patroana, vedeți, ne așteaptă la poartă. Doamne, Dumnezeule, ăla după tine și tu ai tras pe dreapta. Băi, cătă, ce știi să conduci, cum să treacă patroana drumul? Zii, bă, cătă, ești de belea, mă. Haideți-a frică de mașini în spate. Doamne, Dumnezeule, prieteni. Vedeți și dumneavoastră, cătă, e frică de mașini din spate și a tras, uitați. Ca să o lase pe patrona să vină singură. Vedeți, prieteni, lume nebună. E nepotul meu, dar nu se poate așa ceva. Uite, a lăsat-o pe patrona să treacă stradă. Trece aici? Trece patrona să treacă singură. Bună ziua, patroană! Bună ziua, unde duci, mamă? Mă duc la gara, uite, mi-ai pus papornița aia, cu papornița plec la București. Da. Calculatorul l-ai pus, cătă? Da, tot. Deci, uite, cu papornița aia mă duc la București. Calculatorul l-ai... Așa merit, patroană! Ai zis să nu-mi iau o nevastă, când o aveam pe Dana și îmi călca și îmi făcea, ai zis o las pe Dana. Dar nevasta te ține. Dar cine mă ține? Hai, povestește tu așa, să mă țin eu. Tu ai o mașină de lux. Da? N-au nima mașini care le-ai auzut. Îți spun ceva în exclusivitate. Da. Vă părăsesc și nu mai vin la Strehaia. Bine, deci nu mai vin la Strehaia, prieteni. Deci gata, i-am lăsat acasă, că eu n-am cum să trăiesc așa necălcat, nefăcut, nimic. Nu trebuie să-mi găsesc și eu pe cineva. Ce vrei, să stau acasă cu mama? Vă găsește una, se calcă. Vă găsesc una, o iau nu de nevastă. Nu se mănâncă de bani. Lasă banii, că nu mă mănâncă de bani. Dar de ce nu iai o moldoveniță, o țigancă? De ce să iau o țigancă? Iar româncă la ea, era de băiețașă. Să spun, era tot să spun acum. De băiețașă, de băiețașă, de... Că nu mai fac ură de rasă. Nu, patroane. Soară-te cu o țigancă și n-am treabat. Așa să stau după Anca. Uite Anca ta unde stă. Nici n-am văzut-o, de seara de când am venit. Las-o. Eu n-am văzut-o pe Anca. Ia-ți mama altă muiere, gata. Las-o pe Anca. Deci o lași pe Anca? Da, spui la oameni la judecată că o lași. Dar rămâi cere aia bandă la tine. Îi dau 100 de galbeni și să se ducă unde a dus mutul iapa. Să se ducă unde a dus mutul iapa. Pe Anca să o ducă unde a dus mutul iapa. Și să le ducă și pe fanii ei ăștia. Care îi pune sparte lui Anca. Să vă ducă și pe voi Dumnezeu unde a dus mutul iapa. Păi serios, că fanii ăștia toți zice împacă-te cu Anca. Cu cine să mă împac, bă, prieteni? Cu cine să mă împac? Nici n-a ieșit afară să o văd de când am venit acasă. Nu mai spera, că i-a dat cu telefon și nu știu ce i-a spus Sâcu în telefon. Ce i-a zis Sâcu în telefon? Spune! I-a spus că ai fost o femeie. Sâcu? Da. Păi Sâcu a luat și el o femeie, patroană. Recunosc acum, în exclusivitate, Sică, detectivul care a venit după mine, a luat o femeie și el. Și am dovezile și o să îi le arăt lui Modă. Am înregistrate, filmat. Da. Doamne. În... Unde mă duceam? Fratele lui Anca, nu știai tu că spune lui Anca. Păi eu nu încă mă spune lui Anca, că fratele lui Anca. E și-a luat el o femeie, fratele lui Anca. Nu că am luat eu. Tu pe bec a călcat și el, vezi? Nu. Eu n-am luat patroană. La mine a venit fata aia, Bianca. A venit doar acolo, că era prietena lui Mihaela. Și el și-a luat și el altă gagică. El a luat altă gagică și a dormit cu ea pe canapea acolo și sfărăia și ea și el. Nu-i rușine, mamă. Păi da. Nu-i rușine, mamă. De-aia nu merg treburile bine. De-aia nu merg treburile bine, vezi? Din cauza curvăriilor.
Păi ce a făcut patroana? Dacă stâcă și a luat și el o femeie și dormea... Dacă ai văzut și la ăla și ăla la tine, nu-i bine așa. Dormea cu ea pe canapea acolo și sfărăia. Lăsați toate gândurile și aveți gând numai de sfărăia pe canapea acolo și a plecat femeia și l-a lăsat acolo să sfărăie. Lasă-mă, mamă, lasă-mă, mamă. Nu mă cer. Asta e orașul Strehaia, asta este drumul spre gară, prieteni. Hai să vin și eu. Vin și eu. Unde, la București? Da. Hai să vedem. N-ai bani la tine ca să venim, patroana? A, fără bani nu mă primești. Fără bani nu mă primești, numai cu bani. Păi fără bani, trebuie bani de tren. O și așa trebuie să-mi dai la 50 de milioane ca să scot mașina. Lasă-mă că n-am 50 de milioane, sunt sărac, n-am nicio... N-am uite să scriu mașina aia, trebuie să scriu mașina. Trebuie să scot mașina de la serviciu, patroane. Trebuie să scriu mașina mea. Păi din cauza ta s-a fărâmat. Păi din cauza cui? Era stricată mașina. Ia uite și afiș interesant acolo. Am ajuns la gară, prieteni. Acum coborâm jos de aici. Cine tu ești acolo la afiș? Uitați, prieteni. Uitați afișul aici. Mihai Cătălin cumpără fier vechi. Vedeți? Deci Cătălin, al nostru nepotul, cumpără fier vechi. Ce faci, patrona, ce? Lasă-mă veni cu tine la gara aici, te petec. Păi și de ce nu mergi cu mine? N-am bani. Vine cu mașina. Ce? Vine cu mașina mea. Când? Mâine, păi mâine. Cu aia mică? Da. Cu mașina mică care ai luat-o? Da. Doamne Dumnezeule. Hai că deci mi-ai luat bagajul. Da, mi-ai luat plasa aia, nu putea să-mi lua și voi o geantă, un troller. Da, asta e plasa lui Neamărin Miliardarul. Da, zi. Miliardarul. Plasa lui Neamărin Miliardarul, cu prazul ăla. Haide, bă, Cătăline. Grumesc. Nu mai râde de el, tata, că așa a rămas să râde el. Așa merit. Da. Am avut mașini de lux și de unde? S-au dus toate. Umblă Dana cu Isa. Nu umblă Dana, merită, patroană. Merită Dana, serios, să mor eu de nu merită. De merită Dana, n-am mâncat banii, voi ați mâncat banii. Murorile tale am mâncat banii. Da, da, da. Da, patroană, asta e problema. Că Dana merită, murorile tale nu merită. Anca, Lumina nu merită. Nu merită asta nimic, deloc. Deci nu merită nici bani de pâine să le dai. Te cer cu la tână. Cum mă cer cu ele? Bă, ta nu meritam. Cu cine nu merită? Bă, da, cine nu merită? Anca nu merită. Nu merită niciuna, patroană. Ele ți-au mâncat banii și galbenii, patroană. Spune aici ca să audă toți fanii. Da, ele care cheltuie cu mâncarea cu ei acasă, cu... întreținerile, cu toate alea. E, vedeți? Îi plătea lui Anca câte 700 de milioane curentul pe lună, prieteni. Așa, atunci ia-mă la București. Da? Ca să văd dacă se descurcă ele acasă. Eu nu vreau să le mai văd în ochi. Da, patroane, nu vreau să le mai văd în ochi. Păi da, să nu cază. Leuțu, ai văzut? A fugit după mine acum, Leuțu, prieteni. Cât am venit noi aici, Leuțu a fugit după mine. Pune cătășitoale acolo. N-ai ia tu telefonul și filmează. Da. Să audă copilul. L-ai dat drumul, cătă? Da, am dat drumul. Bună ziua, fanilor. Bună seara. Bună ziua, pen. Bună ziua. Am venit cu patronul. Am venit, domne, că mani. Am venit aici să vizităm. Să vreau să ia terenul ăsta. Păi ce e aici, patroană? Cătă, nu filmează cu alea. Ce e aici, patroană? Să ia terenul ăsta să fac un azil de bătrâni. Faci un azil de bătrâni? Da. Vezi, mamă, că sunt șerpi aici, nu te băga. Ai grijă, poate o fi câini. O fi câini. Uite, bă, cătă. E curat, e liniște. Vreau să fac un azil de bătrâni aici. Dar nu pot să trec. Nu pot să trec pe aici. Bă, ce? Bă, fac un tractor acolo. Mă duc un tractor acolo.
Unde să facem, mama, zilul? Bă, mamă, nu e bine, nu e tare. Trebuie să vorbim, să vedem. El zic că ăsta aici e bine. Uite, Cătă, Cătă, nu știu. Cătă, aici, Cătă, uite aici vreau. Nu știu. Aici. Terenul ăsta vreau. Bă, e liniște. Băi, bun, patroană, și clădirea asta de aici, ce-i cu ea? A fost tinul de mult, tinul de la comandă. Asta dacă vrea Alin să facă aici ceva. Păi ce-i aici, că eu nu știu. Alin dacă vrea să facă ceva în servici, ce vrea să facă. Și ce era aici? Evreava aici, Alin a fost. Inu? Da, evreava aici. Să facă un azil de pătrâni. În clădirea asta de aici? Da, în clădirea asta unde e închisă până aici. Bun. Da. De-aia l-a dusei și pe Alin. Hai să vină și Alin să vedem ce spune. L-a dusei și pe Alin și pe Olga că să le întreb, pe Leo nu-l întreb că... Nu mai are gând de nimic, Leo, nu mai are gând să facă nimic. E bon la, nu mai are. Mamă, dar de ce te-ai gândit tu la azul de bătrân? Nu, m-am gândit la un azul de bătrân să facă aici. De ce? Să stau oamenii bătrână, că zic să le dirigează cineva. Aline! Aline, Aline! V-am adus, Aline! 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 Filmăm noi pe grobul nostru, să mă filmești cu el. Bă, bă! Auzi de ce te-am adus? Uite, la cui e cătirea asta? Vreau să fac un azil de bătrâni aici. Aici? Da, uite, cu închis până aici. M-am gândit să fac un azil de bătrâni, să producem ceva. Numai să nu mor. Dar să trebuie să găsim un om în direct, să dau pe internet. Păi să faci bine la oameni, nu să produci. Da, să fac bine la oameni. Bă, mamă, dar un azil de bătrâni. Trebuie să angajăm oameni să stă să aibă grijă de bătrâni. Și uite aici, dacă vrei tu să iai, să faci ceva servici, să faci ce vrei. Și terenurile tale astea? Pe terenul n-are niște prieteni care le cunosc. O le-au văd de vânzare și patroana vrea să cumpără terenul, dar să facă azil. Lasă-mi Leonardo, vezi treaba ta. Mai îmi dă și datorie oamenii, mai le dau și un avans, mai... Bă, mamă, dar cine are grijă că eu nu vreau să am grijă? Păi tu vrei așa, numai pe să-i buc să stai. Eu nu vreau să-l fac. Vrei, hai, da, hai, dar numai pe să-i buc. Păi nu vezi câtă muncă e? Câți bani trebuie să faci? Păi ce muncești tu? Trebuie să faci bani mulți, trebuie să ai oameni angajați. Dă oameni, mai dă pe datorie, lasă-mă. Păi de unde avem oameni de încredere? Olga, mă descurc, nu mă te băga tu. Ne trebuie bani, mamă, n-avem bani. Am mâncat și destul bani pe mâncare, pe alea, m-am săturat de mâncare. Și în plus că te ajută prietenii care te urmăresc. Da, lasă că mă ajută. Păi nu avem bani. Sunt oameni care te urmăresc și care pot să te ajute. Da, vreau să fac ceva să nu stau pe copiii ăștia. Vreau să le dau de lucru. Nu vezi că nu vrea să aibă de lucru? Da, ca să înțeleg, prieteni, avem și noi bani. Nu-i problemă de bani. Eu vreau să găsesc pe cineva să muncească ca să pot să iau aici. Da. O firmă, ceva. Da. O om să dirigează. Uite, nu pot să intru în untru să văd camerele. Nu pot să intru. Și aici, Aline... Dacă vrei tu să faci să faci tu ceva. Mama, hai la București. Să faci ceva în viață, Aline, să faci tu. Mama, hai la București să investi. Da! Nu la comandă aici, nu-mi place mie, nu e oraș. Vrei să măriști tu la București. Păi de ce nu e oraș? Vrei pentru bătân să stai în liniște aici, la iarbă? Dar tu vrei să măriști la București? Salutare, prieteni, eu îmi filmez cu Alin. Suntem la un nou vlog, am venit cu patroana. Cu Leonardo. Cu Leonardo și cu Olga. Unde am venit? Leonardo, unde am venit? Să dormim aici. Nu să dormim, să facă Alin o dipoză ceva aici. Hai și eu să fac cu voi. Și noi să facem aici. Prieteni, stai să le explic. Patroana vrea să facă aici în clădire asta, să o renoveze, să o facă de la început, să facă un azil de bătrâni. Nu, patroana? Da. Vrea să ajute lumea din zona de aici, de la noi. Deci, dragi prieteni, așa cum am aflat de la patroana, acesta este locul unde era vechea fabrică de in. Este o locație între Strehaia și comuna Comanda. Și deci aici este un loc de investit foarte mulți bani. Și vrem, de fapt, patroana vrea să facă azilul de bătrâni. Stai puțin. Deci patroana vrea să facă un azil aici. Ea are bani, dar restul nu mai. Și aici a zis că îmi cumpără mie terenul ăsta, clădirea asta, să deschid ceva, un depozit, o hală, un servis. Da, ceva. Ce te gândești? Mă gândesc ce să dezmembrări, ceva. Cumpăr terenul. Da.
după aia vedem, noi dăm bătaie. Olga, ce ai de zis? Eu nu știu că... filmează și el, a fost părăsit de soție. Că mama zice să avem grijă noi aici, eu cred că nu am grijă, nu vreau. Aline, nu vrem să facem ceva mic. Nu vreau, că îmi trebuie bani. Nu mai vorbiți unul peste altul. Îmi trebuie bani mulți. Vrem să facem ceva mic, să nu stăm așa trântori. Nu vreau să stăm trântori. Mie nu-mi place trântori. Mie îmi place să alergăm, să avem de treabă. Vine căldura, vine vara. Ne trebuie bani. Aline, tu ce zici, o idee bună? La nebunii. Gata. Am zis că fac azil de bătrâni, azil de bătrâni fac. Da. Să ajut bătrâni. Eu nu fac nicio azil, că tu trebuie. Tu du-te la București după frate. Trebuie mulți bani să-i vin. Olga, lasă. Tu nu știi, nu știi. De tot vorbești peste patroană și nu mă scandal. Du-te, lasă-ne să urim cald și încet. Să le spună patroană ce vrea să facă. Aline, vine căldura. Ție vorbesc cu oamenii să luăm aici. Să faci ceva, ce te gândești tu cu mama ta. Un dipozit, un ceva. Pe terenul foarte bun. Înțelegi? Da, e foarte mare. Da. În hala asta. Hai până acolo să vedeți. Bă! Dar aici, tu știi vara ce sunt șeri mari aici, Aline. Aici a fost inul. Mă, mamă, era inul de mult aici. Inul și sunt șeri mari, mi-e frică de șeri. Bă, eu încă îmi dau una în cap și... La șerpe? Da. Pune capișonul în cap. Pune capișonul. La ce, să nu mă vadă? Da, să nu te vadă șeri. Lasă-mă așa, să mă vadă. Mă, pune capișonul. Nu vreau. Noi. Dacă el îi place, așa să vină ție unde îți place, la București? Mă, mă, la București, acolo avem, și tu acolo la București. Uite, am zis acolo să fie... Să investim acolo, la București, azilul, nu aici. Sau căminul, cum se spune. Azil, azil. De pe bătrân. Bă, dacă este un... Bă, gata, uite... Și aici, patronul, face un hotel mare. Da, era bine un hotel, la Aline. Că la noi nu-i hotel în zonă. Unde puteți să faci hotel? Aici. Aici? Bă, tu știi cum face investiții. Bă, cum puteți vedea, acolo avem o șosea. Când începe cineva o face, nu trebuie să-i spui. Dacă bate atâta la București, ia să găsa că să mărită. Facem, trebuie să o susțin. Da, suntem optimiști. Găsim noi bani. Ea vrea să mărită, tot de mărită. Important e să începem. Ia cu frate să se gândește numai la iubeală, să mă iertați banilor. Nu mă la iubiți. Iar vorbești ce nu trebuie. Bă, tu vorbești ce nu trebuie. Eu în viața mea am făcut clădire, am făcut căși, am făcut căși. Bă, haide, haide! Și vreau să-mi văd și pe ursul, pe Alin, să facă și el. Haide, haide, o dată la urmă! Și leuțul vrea să facă. Alin, nu leu, o să mergem la București să investim. Hai de mâna, leuțul. La București, acolo. Și leuțul, spune, Olguța, nu mai te băgați. Bă, uite omul ăla, dacă ne dă bătai la toți. Nu ne dă, uite ăla cu gunoiul, hai să arunc. Să vedem ce face. Vezi ce teren aici, Aline? Doamne, Dumnezeu! Vezi, Aline, ce teren? Dacă ai teren de ăla, mă râi! Să te iubesc! Vezi teren, Aline? Nu vrei să faci un grătar aici, acum, Aline? Omul acela arde ceva acolo, cred că arde cabluri. Am văzut că a fost poliție aici, că au ajuns de țigan cabluri. Da? Păi da, mai fură, mai fură... Nu că fură, ard mașini. Pe terenul ăsta. Patronul, că nu o să cumperi terenul, nu mergi niciun țigan să ardă cabluri. Da, este foarte mult gunoi, după cum puteți vedea. Trebuie să curățăm, vrei să facem. Da. Uite aici. Ba, dacă, ne trebuie un buldozer aici să... Nu mă la grătar, ce gândești? E bine că este terenul... O să începem construcția cu anumit cu muncitorii și patronul să aici, să facem da. Lucrare. Să facem lucrare. Aici. Da, uite-l. Băi, o babă! Uite, vacile, bă, uite cătări! Uite cătări! Vaci, uite să luăm vaci! Cine i-a băgat în cap să pune mare teren unde să mănâncă vacile! Vezi? Cătări! Da, patroana, văd! Să ai oi, să ia ăia! Uite, pădurea aproape, să se ducă în pădure! Iată, Leonardo vrea să se ducă la femeia aia! Ce vrei? Ce-ai cu femeia? Ce-ai cu femeia aia, Leonardo? E Marinela? Nu e Marinela. Maricica? Tu nu știi. E Maricica? A lui Tomi? Nu e Marinela lui... Da, bă! E Maricica! Du-te vorbește cu ea. Ceaușescu era... Doamne, frică de ea. Ce făcea oamenii aici? Făcea in, era oameni angajat. Ce înseamnă in? Ce nu știi? Ce era? Patroană de acolo, ce era patroană, nu știu. Unde? Uite acolo, rotundul ăla sau ce este. Era acolo ce ținea oamenii pentru in. Hai să mergem spre mașină, că s-a făcut frig. Da, s-a frig. Mamă,
Hai. Atunci, Aline, ce ziceți? Mai vorbim despre proiectul mașină, vorbim acasă. Trebuie să facem un dosar. E neapărat trebuie să încep aici. Să facem un calcul. Cu azil de bani. Trebuie să construim cu condiții. Să vedem cât ne costă terenul, să vorbim, să negociem prețul. Să vă dăm caietul de sarcini, să vedeți ce zici. Nu caietul de sarcini, ăla contractul, să vedem aici, e legat la apă, la curent. Da, e apă, e curent. Dacă vrea pe cineva ca să punem să dirigeze. Ce le transmis? Eu nu pot singură să dirigez. Deci un manager. Nici eu nu pot singură. Un manager. Olga, vreau un manager care dirigează. Manager să măriți cu el. Nu, să aibă bani, să investească cu tine. Tu vrei să te măriți. Tu vrei tot să te măriți. Vreau un asociat. Hai să te mânzi. Să mânzi copilul ăsta de bale. Deci cam atât. Vorbește cu Fadi. Mi-a mungit papuci acum. Dar la mine mașina nu mai e. Trebuie să le spele acum acolo la râu. Ce-i murdat? Nu, ia uite o bicicletă. Ia uite o bicicletă, uite. Ia unde-o? Ia uite-o. A, da, e o bicicletă acolo. Gata, costule, uite-te. Hai să ne ducem să luăm bicicleta. Mă duc să o iau. Stai acolo, Leonardo. Lasă că mă duc eu. Ia uitați, prieteni, o bicicletă! Babau! E babau acolo! L-am văzut! De ce l-ai văzut? Bă, de ce nu vii tu? Nu e nicio bine, e ruptă bicicleta! Aici se face la gimnastică. Ia pe gimnastică. Uite aici faci gimnastică, Olguța. Patroană, cam atât, închidem vlogul. Transmite ceva lui Leo, la prietenii care ne urmăresc. Mama, acum nu ți-am spus până acum că sunt hotărâtă să fac un azil de bătrâni. Tu mă întrebai ce fac. Fac un azil de bătrâni să vezi tu pe grob acum. Bun. Gata, hai, sănătate, Fadime. Ce ai cu femeia aia, Leonardo? Bă, e Marinela. E Marinela? Nu e Marinela. Maricica? Eu nu știu. E Maricica? A lui Tomi? Nu e Marinela lui... Da, bă, e Maricica. Du-te, vorbește cu ea. Ce făcea oamenii aici? Făcea in, era oameni angajat. Ce înseamnă in? Ce nu știu. Ce era? Patroană de acolo, ce era patroană, nu știu. Unde? Uite acolo, rotundul ăla sau ce este? Uite acolo ce ținea oamenii pentru in. Hai să mergem spre mașină că s-a făcut frig. Da, să frig? Hai. Atunci, Aline, ce ziceți? Mai vorbim despre proiectul mașină, vorbim acasă. Trebuie să facem un dosar. E neapărat trebuie să încep aici. Să facem un calcul. Cu azil de bani. Trebuie să construim cu condiții. Să vedem cât ne costă terenul, să vorbim, să negociem prețul. Să vă dăm caietul de sarcini, să vedeți ce zici. Nu caietul de sarcini, ăla contractul, să vedem aici, e legat la apă, la curent. Dacă e apă, dacă e da curent, curentul tragem de aici. Dacă vrea pe cineva ca să punem să dirigeze. Ce le transmis? Eu nu pot singură să dirigez. Deci un manager. Nici eu nu pot singură. Un manager. Olga, vreau un manager care dirigează. Manager să măriți cu el. Nu, să aibă bani, să investească cu tine. Tu vrei să te măriți. Vreau un asociat. Hai să te mânzi. Să mânzi copilul ăsta de bale. Deci cam atât. Vorbește cu Fadime. Mi-a mungit papuci acum. Dar la mine mașina nu mai e. Trebuie să le spele acum acolo la râu. Ce-i murdat?
Leonardo, ia uite o bicicletă. Ia uite o bicicletă. Uite. Ia unde o? Ia uite. Da, mă, da, e o bicicletă acolo. Gata, coșule, uite. Hai să ne ducem să luăm bicicleta. Mă duc să o iau. Stai acolo, Leonardo. Lasă că mă duc eu. Ia uitați, prieteni, o bicicletă! Babau! E babau acolo! L-am văzut! De ce l-ai văzut? Bă, de ce nu zici tu? Nu e nicio bine, e ruptă bicicleta! Aici se fac de la ginastică. Ia pe ginastică aici. Uite aici pe ginastică, Olmuța. Patroană, cam atât. Închidem vlogul. Transmite ceva lui Leo, la prietenii care ne urmăresc. Mama, acum nu ți-am spus până acum că sunt hotărâtă să fac un azil de bătrâni. Tot mă întrebai ce fac. Fac un azil de bătrâni să vezi tu pe grob acum. Bun. Gata. Hai, sănătate, Fadir.